Am ajuns la cursul cu numărul 20 și la una dintre cele mai importante mărimi fizice, energia. Azi voi vorbi despre aspectele generale ale acestei noțiuni, iar în cursul următor vom discuta și aspectele cantitative mai importante. Să vedem întâi ce nu este energia. Nu este o substanță, un câmp sau un fluid, cum își închipuie unii care vorbesc despre energii care se plimbă de aici colo, sau despre energii pozitive sau negative care ne afectează dispoziția și starea de sănătate. Nu există așa ceva. Energia este o mărime fizică, o noțiune abstractă. Deci să vorbești despre energii care îți fac bine și energii care îți fac rău este echivalent cu a vorbi despre lungimi care îți fac bine și lungimi care îți fac rău. Energia măsoară capacitatea unui corp sau a unui sistem de a efectua lucru mecanic. Un sistem poate efectua atât lucru mecanic cât energie are. De fapt, energia are aceeași unitate de măsură cu lucrul mecanic, joule. Sigur, atunci când analizăm lucrurile în amănunt, apar tot felul de complicații. De pildă, un sistem poate efectua un anumit lucru mecanic în anumite condiții și alt lucru mecanic în alte condiții, dar asta nu ne arată decât că energia unui sistem depinde, ca multe alte mărimi fizice, de sistemul de referință ales. Un corp poate avea energie într-un sistem de referință și în același timp să nu aibă energie în alt sistem de referință. Un alt lucru foarte important de înțeles este acela că, deși vorbim despre tot felul de energii, de pildă energie electrică, energie magnetică, energie nucleară, energie internă și așa mai departe, în esență există doar două forme de energie, energie potențială și energie cinetică. Și nu întâmplător, aceste forme ale energiei sunt legate de cele două fenomene fizice care stau la baza tuturor fenomenelor, și anume interacțiunea și mișcarea. Energia potențială apare datorită interacțiunilor, adică forțelor care acționează asupra corpurilor, în timp ce energia cinetică apare datorită mișcării corpurilor. Din ceea ce am spus până aici, rezultă că pot efectua lucru mecanic corpurile în mișcare și corpurile asupra cărora acționează forțe. Dacă asupra unui corp acționează forțe, e ușor de înțeles de ce el poate efectua lucru mecanic. Deoarece lucrul mecanic presupune deplasarea forțelor. Așa că dacă un corp asupra căruia acționează forțe se deplasează, se efectuează în general lucru mecanic. Dar de ce pot și corpurile în mișcare efectua lucru mecanic? Datorită unei proprietăți destul de misterioase pe care o numim inerție. Atunci când un corp în mișcare întâlnește un alt corp sau un câmp care vrea să-l oprească, de pildă o piatră întâlnește un geam, corpul se încăpățânează să se deplaseze din inerție și apar forțe care se deplasează odată cu corpul, adică se efectuează lucru mecanic, ceea ce înseamnă că corpul în mișcare a avut energie. Piatra sparge geamul. Din punct de vedere matematic, energia poate să fie și negativă, în sensul că după ce efectuăm lucru mecanic asupra unui sistem, energia lui devine zero. Înseamnă că înainte a fost negativă.